Cei care s-au născut în zodia fecioare vor avea între 10 și 11 decembrie o perioadă mai puțin favorabilă relațiilor de prietenie. Nu că ar fi vreo noutate, dar pentru că se acumulează niște vibrații de partea cealaltă a axei, adică înspre Capricorn, atunci sigur că se mulțesc și o serie de ostilități, de gânduri, de reacții, de replici, de răspunsuri, de încercări. Spun toate acestea pentru că în ziua de 10 decembrie planeta Venus va intra în zodia Capricornului și va transita casa 5 a cincea relațiilor sentimentale până pe 3 ianuarie. Timp de 25 de zile, planeta Venus nu va fi un Capăt de țară al fericirii. Va fi însă un factor de echilibru, va fi un factor de restabilire a unor baze normale, solide, corecte, a relației interumane. Poate e vorba de mai multă cunoaștere de sine, poate că este vorba de o altă apreciere dată partenerului, poate că este vorba de o înțelegere sau de o maturizare. În general, planeta Venus responsabilizează. Și atunci, toți cei care priveau cu mai puțină seriozitate o relație sau nu erau foarte implicați sau nu erau foarte convinși de viitorul ei, acum, fără să-și propună în mod expres acest lucru, vor medita și vor ajunge la o concluzie cu privire la relația lor cu o persoană. Ce vor de la ei de la viață, ce așteaptă de la acea persoană, în ce măsură aceea le răspunde așteptărilor, în ce măsură se potrivește cu ea. Pot să fie și răspunsuri care încep cu nu. Nu ne înțelegem, nu ne potrivim, nu-i pe măsura mea, nu asta îmi doresc și așa mai departe. Responsabilizarea ca și gândirea rațională sunt lucruri bune. Veți spune că nu asta stă la baza unei povești de dragoste unde e iubire și atracție. Se înțelege ele sunt condiții, sunt chiar cauze ale declanșării unui atașament, dar în absența unei măsuri interioare, nu este posibil ca această viață să se desfășoare la nesfârșit într-un chip normal și firesc. Dacă oamenii nu au și o perspectivă rațională, cu siguranță vor greși. Din fericire, Planeta Venus vine să aducă această ordine în sentimente. Eu îi spun necesară. Chiar dacă nu e un factor de exuberanță și de exaltare a simțurilor, este o trăire mai profundă și mai înțeleaptă și mai înțelegătoare și mai logică și mai decentă. Pentru că sunt și oameni care ridică foarte multe pretenții, care cer totul de la celălalt, mă rog, la limită ei oferind puțin sau aproape nimic. Când ceri în limite decente, înseamnă că îți înțelegi nevoile și măsura, te înțelegi pe tine sau îți pui o barieră pentru a nu depăși niște norme de înțelegere. Pentru a nu-l face pe celălalt să se simtă exploatat, să se simtă marginalizat sau să se simtă folosit. Pentru că nici așa o relație nu va rezista prea mult. Rezistă un timp, ca un compromis la un moment dat toate aceste exagerări și îndepărtări de la o linie normală a abordării unei vieți sentimentale se vor răzbuna. În perspectivă, lucrurile pe această direcție pe care am conturat-o se vor și intensifica, pentru că în casa a cincea a relațiilor sentimentale se află deja în tranzit planeta Venus, Mercur, va intra și Soarele și vor contribui la această cristalizare. Poate chiar a unor sentimente destul de confuze până la acea dată, care nici măcar nu sugerau că nativul s-ar putea afla implicat într-o relație afectivă. Dar intrarea soarelui va contribui foarte mult la această direcție pe care deja din 10 decembrie o va imprima planeta Venus. Cât privește Pluton, acesta este prezent pe foarte mult timp, el este prezent din 2008. Acum nu putem trage concluzia absurdă și abuzivă că din 2008 toți cei născuți în Fecioară au fost triși, supărați și a fost praf și pulbere pe casa sentimentelor, dar nici nu putem ignora faptul că au fi făcut destule rele. În unele perioade, într-un ritm accelerat sau într-un fel supărător, în alte momente, într-un mod mai estompat. Acum, în această săptămână, în mod special, între 10 și 16 decembrie, Pluton se va afla îngrenat într-o poziție la grad perfect cu Luna Neagră și va treia din nou niște disonanțe. În cu încetul, Luna Neagră se va distanța de Pluton și ceea ce a început să contureze de niște săptămâni încoace, se va risipi. Deocamdată, atenție! Este momentul în care niște prieteni pot interveni în chip nefericit într-o relație e, afectivă. Să vrea ei să bage o intrigă, să vrea ei să fie aparent utili unui nativ din fecioară, spunându-i lucruri poate chiar neadevărate despre persoana la care fecioara ține. Sunt persoane invidioase, pe fericirea cuiva, sunt persoane lipsite de educație, care se bagă acolo unde uh, nu ar trebui să ridice nici cel mai mic comentariu, să păstreze discreție și respect pentru trăirile celuilalt, dar în viața reală nu se întâmplă așa și există tot felul de oameni curioși, băgăcioși, intriganți, invidioși, răutăcioși, care pot să creeze situații neplăcute. Să pună în dificultate pe unul sau pe celălalt dintre parteneri sau pe amândoi și în felul acesta relația să treacă printr-un moment delicat. Între 10 și 12 decembrie dimineața, discretă afectare a axii cardiovasculare cu provocări pe care nativii deja le cunosc și cu simptome pe care deja poate că le-au trăit de-a lungul acestui an, ori de câte ori luna a transitat zodia leului, plasându-se în felul acesta în poziție cu Saturn și făcând coadratur cu Uranus. Și această tripletă se activează o dată pe lună. Se va activa și acum, și s-ar putea să aibă niște consecințe în plan fiziologic. Puse de tensiune, nervozitate, insomnie, agitație, instabilitate interioară, irascibilitate sau chiar tulburări de ritm cardiac, dureri precordiale, sau stări cu care sunt obișnuiți dacă eu o boală cardiacă instalată și pe care, în mod normal, o țin sub control prin medicație. Doar că acest transit astral dezavantajos poate să amplifice. Și atunci să fie nevoie de odihnă, de repaus sau poate să fie vorba de un plus de medicație. Adică să apeleze la un medicament care nu făcea parte din tratamentul zilnic era așa, în momente de criză, în momente dificile, se poate adresa și cu tărei formule farmaceutice. Și acum o vor face pentru că vor simți nevoia să tempereze niște stări dezorganizate din organism pe axa sistemului nervos central și periferic, pe funcțiile cerebrale, pe circulație periferică sau pe funcțiile inimii între 14 decembrie. După ora 10 dimineața și 16 decembrie, luna va traversa Zodia Fecioarei și le va da celor despre care vorbim acum echilibru interior, logică, bun simț, multă, 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 multă rațiune, activitate practică utilă, hărnicie, capacitate de a executa ordine la locul de muncă, închip Onest, profesionist și fără comentarii, ba, uneori poate chiar cu oarecare plăcere pe ideea unui lucru bun pe care vor dovedi că sunt în stare să îl facă. Relațiile parteneriale în această perioadă ar trebui să fie destul de normale, de corecte și de eficiente. Abaterile de la această normă nu țin decât de un caz particular, de vârsta, statutul, educația cuiva care are și cine știe ce hartă, cu niște tranzite care risipesc această armonie. Ea încă există, pentru că Jupiterie în continuare prezent în casa a șaptea, creează cadre juridice sau morale sau normale de acțiune, gândire, de împăcare, de coabitare. Jupiter va pleca pe 20-21 decembrie, din acest sector, și va văduvi, în chip evident, Casa A șaptea relațiilor parteneriale. Așa că, dacă unii nativi nu au reușit încă să restabilească niște relații, să lămurească niște lucruri, să instaureze măcar adevărul într-o relație partenerială, adică să elimine îndoieli, acuzații nefondate, minciună, și strategii vicioase. Pe toate acestea, dacă nu au reușit până acum să le elimine din relația lor, ar trebui să se grăbească să o facă, cum spuneam, până spre 20 decembrie, cât Jupiter îi mai poate ajuta. După aceea, nu că este imposibil să facă acest lucru, dar va fi mult mai greu, lucrurile se vor complica și se va accentua starea de iluzie sau de deziluzie care va da un. Alt ton, pe ideea e inutil, e gratuit, la ce să mă mai impact, la ce să mai muncesc pentru această relație, un soi de lăsare și de derobare de orice răspundere. Și atunci lucrurile vor căpăta nu numai un grad de dificultate mai mare pentru a fi reabilitate, dar pot la un moment dat să fie chiar și pierdute, risipite. Tocmai prin această lipsă de atenție și vigilență, concentrare pe o relație care trebuie recuperată. Dintr-un alt punct de vedere, atrag atenția asupra faptului că o serie de încleștări și de conflicte și de nemulțumiri stridente care s-au produs până acum în sectorul posturii publice, a funcției, a răspunderilor, a imaginii, se vor risipi. Încetează ostilitatea. Poate că unele persoane care au fost vehemente și care chiar au depășit măsura cu acuzațiile și criticile, și ostilitatea manifestată fățiș față de fecioare, se va transforma într-o atitudine mult mai ponderată, cu un ton mult mai diplomatic, cu niște formulări. Mai firești și mai lesne de acceptat, chiar dacă conținutul nu este unul în totalitate favorabil. Adică, o critică poate fi spusă și pe un ton politicos, și argumentele să fie logice și nu absurde, sau să fie motiv de ceartă, voită. Adică, să fie un plan. Din această perspectivă, animozitățile care se vor fi manifestat în ultimile săptămâni se vor risipi sau chiar vor dispărea, lăsând loc unor relații mult mai confortabile.